Bună ziua, este pentru părinți, locul în care descoperim cum să fim ce mai buni părinți pentru copiii noștri. Eu sunt Alex și încerc să fiu cel mai bun dată pentru Mark. și astăzi discutăm despre fake news și cum anume am putea să ajutăm pe copii să discernă ce anume este fake news. Ca să mă ajute în acest sens, am invitat alături de mine pe Ana Maria Diceanu, specialist în comunicare. Bună Ana Maria, bine ai venit! Bună Alex, bine v-am găsit! Deci, fake news e deja o realitate, este prezent în viața fiecăreia dintre noi zilnic. Cum ajutăm pe copii să discernă ceea ce este fake news? Ai fi surprins să afli cât de, cât de multe informații știu cei mici despre fake news, cât de cunoscut le este termenul. În același timp, însă, studiul nostru făcut pe 400 de elevi de liceu ne arată că aproximativ 40% au șeruit informații pe Facebook despre care ulterior au aflat că sunt false. Deci, cumva ei știu despre fenomen, le este însă foarte greu să se apere împotriva lui. Ce cred că este foarte important să facem ca părint, ca educator, este să învățăm copilul, să, să învățăm copilul să dezvolte o gândire critică. Când citește informații în social media, când caută informații pe Google, să treacă cumva și prin filtrul gândirii toate informațiile pe care le găsește înainte de a le face public, de a le șerui. Aș mai vrea să punctez un lucru, să înțelegem cumva ce înseamnă fake news. Fake news nu este o știre eronată din greșeala umană a unui jurnalist, să spunem. Este o știre eronată, gândită special în așa fel încât să aducă profit sau să facă rău, să spunem, unei comunități. Ca să facem diferența între o greșeală în știre și fake, fake news. Ce mai vreau, apropo de întrebarea cum ajutăm copiii să descopere fake news? În primul rând, să verifice ei informația din mai multe surse. Știu că asta trebuie să facă jurnalistul. În schimb, pentru tineri, prima sursă de informare e Google și Facebook. Și atunci, cumva, le revine uh, lor uh, rolul de a verifica informația din mai multe surse, de a verifica URL-ul dacă este un site credibil sau nu, dacă au mai avut informații despre, de pe site-ul respectiv sau, uh, sau nu. Știu foarte ușor să găsească sursa pozei, am observat că tinerii din, din, din liceu știu să dea click dreapta sursa a pozei, de asta este ușor pentru ei. Ce cred că mai este, mai este, important este să înțeleagă că absolut orice comportament în social media are un, un, efect, are un impact asupra cuiva. Și cumva sunt responsabil de absolut toate informațiile pe care le, le șeruiesc. Și mi se pare foarte interesant, apropo de faptul că suntem la radio, Comisia Europeană a făcut un studiu și a reieșit că radioul este cea mai credibilă sursă de informare pe lângă toate celelalte canale media, deci, dragi ascultători, sunteți pe mâini bune. Am citit undeva că dacă, indiferent câți oameni propagă o știre care este fake news, fără să știe că este fake news, după aceea când află adevărul, undeva doar în jur de 10% șeruiesc și admiterea faptului că era fake news. Și aceasta ce mi se pare un fenomen îngrijorător că deși află că este fake news, foarte puțin după aia, mai fac efortul de a povesti celor care au povestit un fake news, că stai, scuză-mă, de fapt eu am șeruit ceva ce nu era adevărat. Da, cred că ține în, de natura umană. Ne plac poveștile, basmele. Cu cât sunt mai fantasmagorice informațiile, cu atât mai mult ne plac și le șeruim. Cu cât sunt mai banale, nu prezintă neapărat un, un interes foarte, foarte mare la deci cumva să spunem că stă în natura noastră să lăsăm mai ușor să treacă informațiile adevărate decât ne este ușor să le șeruim pe cele pe cele false. Dar în același timp cumva toate canalele social media încearcă să se protejeze sau să protejeze utilizatorul de acest fenomen, făcând tot felul de proiecte, de a șterge anumite informații, anumite canale. Interesant este că atunci când a apărut butonul de fake news, să spunem așa, cu cât era mai fake news, cu atât era mai citită informația respectivă. Ia să vedem ce este fake în știrea asta, deci cumva. Traficul tot se făcea, omul respectiv tot făcea bani din știrea aceea falsă. Deci este un, o industrie, aș putea spune, acest fake news, o industrie cu care toate platformele online luptă acum, dar cred foarte mult în media literacy, în educarea tinerilor în ceea ce privește citirea critică și analiza informațiilor pe care ei le primesc, le găsesc în online, social media și așa mai departe. Ok, deci ca o recapitulare, lucrurile pe care putea să le facă un copil sau un adult până la urmă ca să verifice dacă o știre este fake news sau nu, să verifice sursa din, să verifice știrea din mai multe surse, să verifice URL-ul sau site-ul, să vadă dacă este unul de încredere, dacă am mai de acolo ceva, să verifice proveniența pozei. Am uitat ceva? Nu, cam astea sunt. Și cumva să gândim critic orice informație pe care o primim, să nu luăm de bună ca pe o pastilă informațiile pe care le, le găsim oriunde ar fi Google, Facebook. Și să asculte cât mai mult radio, pentru că este cea mai exact. sigură știre, cea mai sigură sursă de știri conform Comisiei Europene, da? Ana Maria, îți mulțumesc frumos! Mulțumesc Doamnești și eu. domnilor! Vă reamintesc că puteți asculta toate înregistrările emisiunilor noastre pe itibici.ro și vă reamintesc să nu uitați să le spuneți copilor voștri în fiecare zi cât de minunat sunt! Pa, pa.